un fluturaș care a depus un ou ușor pe frunzuliță. Din nou ușor a ieșit o omeduță. Omeduța era drăgălașă și foarte mâncăcioasă. Luni ea a mâncat un măr. Mars, omeduța a mâncat două pe. Miercuri, o meduță a mâncat 3 prune. Joi, o meduță a mâncat 4, 4 căpșune. Vineri, o meduță a mâncat 5 portocale. Sâmbătă, o meduță a mâncat cinci dulciuri, dar nu s-a săturat și ea a continuat să mănânce. Încă cinci dulciuri. Toată noaptea lui o meduță îi dorea burtica. Duminică o meduță s-a trezit și o mâncat doar o frunză. O a mâncat o frunză și nu îi dorea burtica. Ea s-a săturat de mâncare și a făcut un cocon în care stătea câteva, câteva săptămâni. Din cocon a ieșit un fluture foarte frumos și drăgălaș.